Vești bune pentru timișoreni. ANL are planuri să construiască 4 blocuri noi la Timișoara, în zona Ion Ionescu de la Brad, dar să ridice și 50 de case pentru tineri. Anunțul a fost făcut de primarul Nicolae Robu, care a fost la București zilele trecute și s-a întâlnit cu reprezentanții ANL. Potrivit lui Robu, primăria pune la dispoziția Agenției Naționale de Locuințe un teren pentru blocuri în zona Ion Ionescu de la Brad. Potrivit edilului, toate cele 4 blocuri ar urma să fie ridicate în zona Ion Ionescu de la Brad, terenul fiind suficient de mare. Pregătirile ar urma să înceapă la jumătatea acestui an, scrie tion.ro. Potrivit sursei citate, reprezentanții ANL au mai anunțat în 2013 construirea de noi blocuri în Timișoara, fiind vorba despre un total de 500 de apartamente în zona Grigore Alexandrescu din Mehala. Tot atunci se promitea și construirea a 100 de case pe strada Cercului și strada Dimineții în Fratelia. Nu au fost ridicate nici blocurile și nici casele.